Momo, sau strania povestire despre hoții de timp și fetița care le-a înapoiat oamenilor timpul furat, de Michael Ende, fragmente partea a treia. Există o taină foarte mare și totuși foarte obișnuită. Toți oamenii iau parte la ea, fiecare o cunoaște, dar numai foarte puțin se gândesc vreodată la ea. Cei mai mulți o iau ca atare și nu se miră câtuși de puțin cu privire la ea. Taina aceasta e timpul. Există calendare și ceasuri pentru a-l măsura, ceea ce înseamnă însă prea puțin, căci oricine știe că o singură oră poate părea o veșnicie, uneori poate trece însă într-o clipită. Depinde de ceea ce trăiești în ora respectivă, căci timpul este însăși viața, iar viața sălășluiește în inimă. Era un adevăr pe care nimeni nu-l cunoaște mai bine decât domnii cenușii. Nimeni nu cunoștea mai bine decât ei valoarea unei ore, a unui minut, ba chiar a unei secunde de viață. Desigur că ei priveau totul din punctul lor de vedere, după cum lipitorile privesc sângele din punctul lor de vedere, astfel că acționau în consecință. Aveau planurile lor în privința timpului omenirii, erau planuri de amplă perspectivă și erau pregătite cu grijă. Cel mai important lucru pentru ei era ca nimeni să nu observe activitatea lor. Fără să atragă atenția, se insinuează în viața marelui oraș și a locuitorilor săi. Pas cu pas, fără ca nimeni să bage de seamă, pătrundeau zilnic tot mai mult, captând oamenii. Cunoșteau fiecare individ ce putea fi avut în vedere pentru scopurile lor cu mult înainte ca respectivul să bănuiască ceva. Așteptau doar momentul potrivit, când să-l atace și făceau tot posibilul ca acel moment să se ivească. Așa era de pildă domnul Fusi, frizerul. E drept că nu era unul dintre coaforii renumiți, dar era foarte bine văzut în cartierul său. Nu era nici sărac, nici bogat. Atelierul său, situat în centrul orașului, era mic și nu lucra decât un singur ucenic în el. Într-o zi, domnul Fusi stătea în ușa atelierului așteptându-și clienții. Ucenicul era liber și domnul Fusi era singur. Privea cum ploaia clipocea pe stradă. Era o zi cenușie, iar în sufletul domnului Fusi vremea era la fel de cenușie. Îmi trece viața, gândea el, numai cu zângănii de foarfeci și pălăvrăgeală și clăbuc de săpun. Cu ce mă aleg de pe urma existenței mele? După ce voi muri, va fi ca și cum nici n-aș fi fost. În realitate, nu era deloc adevărat că domnul Fusi ar fi avut ceva împotriva unui mic taifas. Îi plăcea chiar foarte mult să le expună pe larg mușteriilor părerile sale și să audă de la ei ce gândeau despre cele spuse. N-avea nimic, nici împotriva zângănitului de foarfece a clăbucului. Munca sa îi făcea mare plăcere și știa că o face cum trebuie. În special în privința rasului sub bărbie și cu briciul contra, nu îl întrecea nimeni ușor. Există însă momente când toate acestea nu mai au nicio importanță. Fiecăruia îi se poate întâmpla. Toată viața mea era tată, gândea domnul Fusi. Cine sunt de fapt un frizer oarecare? Atât am ajuns să fiu. Dacă aș putea duce o viață adevărată, aș fi cu totul alt om. Domnului Fusi nu era prea limpede cum ar fi trebuit să fie acea viață adevărată. Își imagina doar ceva important, ceva luxos, ceva publicat în unele reviste ilustrate. Doar pentru așa ceva, gândea amărât domnul Fusi, nu îmi lasă timp munca mea. Pentru o viață adevărată trebuie să ai timp, trebuie să fii liber, dar eu am să rămân câte zile, voi avea doar un prizonier al zângănitului, foarfecilor, al pălăvrăgerilor și al clăbucului. În acel moment sosi o mașină elegantă, cenușie, care a oprit drept în fața frizeriei domnului Fusi. Un domn cenușiu coborâ și intră în frizerie, își depuse servieta plumburie pe măsuța din dreptul oglinzii și atârnă pălăria tare, rotundă, de cuier, se așeză pe scaunul pentru ras, scoase carnețelul de note din buzunar și începu să-l răsfoiască, pufăind din trabucul său mic și cenușiu. Domnul Fusi închise ușa magazinului, căci a avut dintr-o dată impresia că s-a făcut neobișnuit de frig în mica încăpere. Cu ce vă pot servi? Întrebă zăpăcit. Rasă sau tuns? Dar în aceeași clipă se blestemă singur din pricina lipsei sale de tact, căci domnul avea o chelie lucie. Niciuna, spuse domnul cenușiu fără să zâmbească, cu un glas treanu, lipsit de orice inflexiune. Un glas oarecum cenușiu. Vin din partea casei de economia timpului, sunt agentul numărul XYQ per 384 per B. Am aflat că doriți să deschideți la noi un cont de economii. Aud pentru prima oară așa ceva, declară domnul Fusi încă și mai zăpăcit. Ca să fiu sincer, până acum nici măcar n-a știu că există o asemenea instituție. Ei bine, acum știți, răspunse scurt agentul.
Răsfăi carnețelul său de note și continuă. Sunteți domnul Fusi frizerul. Exact eu sunt, spuse domnul Fusi. Înseamnă că am nimerit unde trebuia, spuse domnul Cenușiu și închise carnețelul. Sunteți solicitant la instituția noastră. Cum așa? Întrebă domnul Fusi tot mai mirat. Vedeți, stimate domn, spuse agentul, vă irosiți viața cu zângănitul farfecilor, pălăvrăgeala și clăbucul. După ce muriți, va fi ca și cum n-ați fi existat niciodată. Dacă ați avea timp să trăiți o viață adevărată, precum doriți, ați fi cu totul alt om. Prin urmare, singurul lucru de care aveți nevoie e timpul. N-am dreptate? Tocmai asta gândeam și eu, murmură domnul Fusi înfiorându-se, căci deși ușa era închisă, se făcea tot mai frig. Ei, vedeți? Spuse domnul Cenușiu, pufăind satisfăcut din micul său trabuc. De unde se poate lua însă timp? El trebuie economisit dumneavoastră, domnule Fusi, voi irosiți timpul într-un mod cu totul irresponsabil. Vă voi dovedi printr-o mică socoteală. Un minut are 60 de secunde, iar o oră are 60 de minute. Mă puteți urmări? Desigur, spuse domnul Fusi. Agentul numărul XYQ per 3 o 4 per B început să scrie cu un condei cenușiu cifrele pe oglindă. De 60 de ori 60 fac 3600, prin urmare o oră are 3600 de secunde, o zi are 24 de ore, prin urmare 3600 ori 24 fac 86.400 de secunde pe zi. După cum se știe, un an are 365 de zile, rezultă prin urmare 31 de milioane, 536 de mii de secunde pe an. Sau 315 milioane, 360 de mii de secunde în 10 ani. La cât timp evaluați durata vieții dumneavoastră, domnule Fusi? Știu și eu, bâlbâia ameții domnul Fusi, sper să ating vreo 70-80 de ani după cum o vrea bunul Dumnezeu. Bine, continuă domnul Cenușiu, ca să fim mai prudenți să socotim pentru moment numai 70 de ani, asta ar însemna 315 milioane, 360 de mii înmulțit cu 7. Rezultă 2 miliarde, 207 milioane, 520 de mii de secunde. Scrise cifrele cu caractere mari pe oglindă. 2 miliarde, 207 milioane, 520 de mii de secunde. Le sublinie de mai multe ori și spuse, prin urmare, domnule Fusi, aceasta e averea pe care o aveți la dispoziție. Domnul Fusi înghiți și își trecu mâna peste frunte, la mețea suma. Nu i-ar fi trecut niciodată prin minte că era atât de bogat. Da, spuse agentul dând din cap și trăgând din nou din micul său trabuc cenușiu. E o cifră impresionantă, nu-i așa? Să vedem mai departe câți ani aveți, domnule Fusi. 42, bâiguie acesta simțindu-se dintr-o dată vinovat, ca și cum ar fi comis o delapidare. Cât timp dormiți noaptea în medie? Cercetă în continuare domnul Cenușiu. Aproximativ 8 ore, mărturisi domnul Fusi. Agentul calcula fulgerător. Condeiul scârția peste sticla oglinzii, încât domnului Fusi se încrețea pielea. 42 de ani, zilnic 8 ore, exagerat 441.504.000, suma o putem considera pe bună dreptate pierdută. Cât timp consacra zilnic lucrului, domnule Fusi? Tot 8 ore, cu aproximație, admise abătut domnul Fusi. Așadar, trebuie să mai trecem o dată aceeași sumă în contul deficitar, continuă neînduplecat agentul. Mai pierdeți însă și un anumit timp din cauza necesității de a vă hrăni. Cât timp vă trebuie în total pentru toate mesele dintr-o zi? Nu știu exact, spuse înspăimântat domnul Fusi, poate vreo 2 ore? Mi se pare puțin, spuse agentul, dar să presupunem că așa e. Rezultă în 42 de ani un total de 110 milioane, 376 de mii. Să continuăm. După cum știm, locuiți doar cu mama dumneavoastră, care e în vârstă. Zilnic îi consacrați bătrâne o oră întreagă, adică ședeți lângă ea și vorbiți, deși e surdă și avea mai aude. Prin urmare, e un timp irosit care face 55 de milioane, 188 de mii. Mai aveți și un cintezoi, în mod cu totul inutil, iar îngrijirea lui vă costă zilnic un sfert de oră, ceea ce înseamnă calculat în secunde 13 milioane, 797 de mii. Bine, dar... În întrerupse rugător domnul Fusi. Nu mă întrerupeți, se răstila el agentul, care începuse să calculeze din ce în ce mai repede. Dar ce mama dumneavoastră nu mai e în stare, trebuie ca dumneavoastră, domnule Fusi, să faceți singur o bună parte din treburile gospodărești, trebuie să faceți cumpărăturile, să lustruiți ghetele și încă asemenea corvezi. Cât timp vă costă ele zilnic? Poate o oră, dar... Încă 55 de milioane, 188 de mii pe care îi pierdeți, domnule Fusi, mai știm, o dată pe săptămână vă duceți la cinematograf, o dată pe săptămână participați la o asociație corale, vă întâlniți cu prieteni într-un local de două ori pe săptămână, iar în celelalte zile vă vedeți seara cu un prieten, ba uneori citiți chiar o carte, pe scurt vă ucideți timpul cu lucruri inutile, vreo 3 ore pe zi, ceea ce face 165 de milioane, 564 de mii. Nu vă simțiți bine, domnule Fusi? Nu, răspunse domnul Fusi, vă rog să mă scuzați. Isprăvim îndată, spuse domnul Cenușiu. Trebuie să mai discutăm încă un capitol special al vieții dumneavoastră. Mai aveți și acel mic secret. Știți despre ce vorbesc. Domnului Fusi începură să-i clănțe dinții, atât de fric se făcuse.
Știați și asta?" șoptie listovit. "Credeam că în afară de mine și de domnișoara Daria..." "În lumea noastră modernă," îl întrerupse agentul numărul XYQ-34B, "secretele nu mai există. Priviți faptele în mod obiectiv și realist, domnule Fuse. Răspundeți-mi la o întrebare. Aveți de gând să vă căsătoriți cu domnișoara Daria?" "Nu," spuse domnul Fuse, "asta nu se poate." "Desigur," continuă domnul Cenușiu, "deoarece domnișoara Daria va rămâne toată viața țintuită în scaunul ei rulant, fiindcă picioarele ei sunt schiloade. Totuși o vizitați zilnic timp de o jumătate de oră ca să-i duceți câte o floare. În ce scop?" "Se bucură atât de mult de fiecare dată," răspunse domnul Fusi, care era cât pe ce să izbucnească în lacrimi. "Analizând lucrurile în mod lucid," replica agentul, "ea reprezintă pentru dumneavoastră, domnule Fusi, doar timp pierdut. Până acum, în total, 27.594.000 de secunde, iar dacă mai adăugăm că aveți obiceiul ca în fiecare seară înainte de culcare să stați un sfert de oră la fereastră gândindu-vă la ziua precedentă, mai obținem încă o sumă de scăzut în valoare de 13.797.000. Acum să vedem ce vă mai rămâne, domnule Fusi." Pe oglindă era scrisă următoarea socoteală. Erau înșirate somn, muncă, hrană, mamă, cintezoi, cumpărături, etc., prieteni, cor, etc., secretul, fereastra, fiecare cu suma în secunde, cu un total de 1.324.512.000 de secunde. "Această sumă," spuse domnul Cenușiu bătând de mai multe ori cu condeiul în oglindă atât de tare, încât parcă răsuna un pușcător de revolver, "această sumă e, prin urmare, timpul pe care l-ați și cheltuit până acum. Ce aveți de spus, domnule Fusi?" Domnul Fusi n-avea nimic de spus. Se așeză pe un scaun în colțul camerei, ștergându-și fruntea cu batista, căci, în pofida fricului cumplit, acum transpira. Domnul Cenușiu dădea sever din cap. "Da, constatați prea bine, ați și trecut de mai bine de jumătate din averea totală inițială care vă aparține, domnule Fusi. Ia să vedem acum cât v-a mai rămas, de fapt, din cei 42 de ani. După cum știți, un an are 31.536.000 de secunde, înmulțit cu 42 face 1.324.512.000 de secunde." Scrise această cifră sub suma timpului cheltuit și, făcând scăderea, rămaseră 0 secunde. Își vârâ condeiul în buzunar și făcu o pauză mai lungă pentru ca vederea numeroaselor zerouri să-și facă efectul asupra domnului Fusi. Efectul se produse. "Iată, prin urmare, bilanțul întregii mele vieți de până acum," gândea zdrobit domnul Fusi. Era atât de impresionat de calculul care se potrivea cu atâta precizie, încât accepta totul fără niciun fel de opoziție. Iar socoteala era exactă. Era unul dintre trucurile prin care domnii cenușii îi excrocau pe oameni în mii de împrejurări, considerând că tot ceea ce făceau în viață însemna irosirea timpului. "Nu considerați," lua acum din nou cuvântul pe un ton ceva mai blajin agentul numărul XYQ-34B, "că în felul acesta nu mai puteți continua, domnule Fusi? N-ar fi mai bine să începeți să economisiți?" Domnul Fusi aprobă dând din cap în tăcere. Avea buzele vinete. "Și apoi noi, și anume Casa de Economie a Timpului, nu păstrăm doar pentru dumneavoastră timpul economisit, ci vă mai plătim și dobândă pentru el. Cu alte cuvinte, în realitate ați avea și mai mult." Și făcu un nou calcul, aceea însemna economisirea a 2 ore pe zi, timp de următorii 42 de ani. "Gândiți-vă cât de rentabilă e oferta," zise domnul Cenușiu. "Într-adevăr," spuse istovit domnul Fusi, "fără nicio îndoială. N-am avut norocul să încep mai demult să economisesc. Abia acum dau seama pe deplin și trebuie să vă mărturisesc că sunt disperat." "Nu-i niciun motiv," răspunse blând domnul Cenușiu. "Nu-i niciodată prea târziu. Dacă doriți, putem începe chiar de azi. Veți vedea că merită." "Desigur că doresc," exclamă domnul Fusi. "Ce trebuie să fac?" "Păi bine, domnule dragă," răspunse agentul ridicându-și strâncenele, "bănuiesc că știți cum se poate economisi timpul. De pildă, trebuie să lucrați mai repede și să lăsați deoparte tot ce e inutil. În loc de o jumătate de oră, ocupați-vă de fiecare client numai un sfert de oră. Evitați conversațiile ce vă răpesc din timp. Scurtați ora petrecută cu bătrâna dumneavoastră mamă la o jumătate de oră. Cel mai bun lucru ar fi să o duceți într-un azil bun și ieftin unde va fi îngrijită. Iar în acest caz ați câștiga câte o oră pe zi. Descotorosiți-vă de pasărea complet inutilă. Nu mai vizitați pe domnișoara Daria decât o dată la 2 săptămâni, dacă trebuie neapărat. Renunțați la sfertul de oră de retrospectivă a zilei și, înainte de toate, nu vă mai pierdeți prețiosul timp atât de des cu cântatul în cor, cititul sau cu așa numiții dumneavoastră prieteni. Pe de altă parte, vă îndemn ca pe lângă acestea să vă puneți în magazin un ceas mare și exact pentru a putea controla precis munca ucenicului." Și din ziua aceea, domnul Fusi puse în aplicare
toate sfaturile domnului Cenușiu, crezând însă că ar fi propriile sale decizii. Devenea tot mai nervos și mai agitat, căci era ciudat, din tot timpul pe care și-l economisea mereu, în realitate nu-i rămânea niciodată nimic. Dispărea pur și simplu în mod misterios și nu mai exista. Zilele îi deveneau pe nesimțite, dar în mod evident, considerabil mai scurte și mereu tot mai scurte. Înainte de a-și da seama, trecea o săptămână, o lună, un an și încă un an și încă unul. Deoarece nu-și mai amintea de vizita domnului Cenușiu, ar fi trebuit să se întrebe cu toată seriozitatea ce se întâmpla cu timpul lui. O asemenea întrebare și-o punea însă la fel de puțin ca toți ceilalți care își economisesc timpul. Îl cuprinsese un soi de obsesie oarbă, iar dacă uneori își dădea seama înspăimântat cât de vertiginos treceau zilele lui, economisea timpul cu și mai mare înverșunare. Se părea că nimeni nu observă că, economisindu-și timpul, în realitate economisea cu totul altceva. Nimeni nu voia să admită că propria viață îi devenea tot mai săracă, mai uniformă și mai rece. Copiii erau însă cei care o simțeau cel mai tare, căci nimeni nu mai avea timp pentru ei, dar timpul este însăși viața, iar viața se lășluiește în inimă. Cu cât oamenii economiseau mai mult, cu atât aveau mai puțin. Sfârșitul părții a treia.